Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inimă cu Minte. Astăzi vorbim din nou despre psihoterapie. De ce uneori pare că nu funcționează terapia? Unde s-ar putea să fie problema? Pentru că această emisiune nu este dedicată psihoterapeuților sau psihologilor, ci nouă, oamenilor de rând, vom încerca să observăm și să vedem dacă nu cumva demersurile noastre de a ne rezolva problemele, în aceste demersuri avem riscul de a cădea în niște greșeli care s-ar putea să ne deraieze de la direcția în care dorim să mergem. Împreună cu mine este un psiholog clinician și fondatorul unei clinici de psihoterapie din România. Îi spun un bun revenit lui Bogdan Stoian. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Bogdan, e a doua noastră întâlnire. Data trecută am vorbit despre cum alegem un psihoterapeut. Și ai perspectiva aceasta nu numai a psihologului, ci și acela care lucrează cu alți psihologi în echipă. Da. Și de asemenea și ca practician și probabil ai fost și client sau pacient. E posibil ca totuși ajungând la un psihoterapeut lucrurile să nu meargă bine? Sigur că da. De cele mai multe ori, ceea ce ne încurcă este necunoașterea noastră, pe care un psihoterapeut ar fi bine totuși să ne lămurească în caz că apare. Există o inflație de informații pe internet și în librării și avem tendința să ne autodiagnosticăm citind acele lucruri. Ar fi bine de înțeles că există o atenționare la orice articol de specialitate prin care se spune că acel articol este pentru propria informare și nu pentru autodiagnosticarea noastră. Practic, în momentul în care intrăm într-o terapie, este foarte bine că avem cunoștințe, este foarte bine că ne-am făcut o cultură generală, dar ar fi bine să ne dedăm acelei terapii, adică cu alte cuvinte să ne lăsăm să o trăim. Wow, ai spus deja multe această primă frază și aș vrea să le luăm pe rând. Vorbeai despre inflația de informație. Da. Și oamenii au această înclinație și atunci când se duc la medic. Și oarecum oamenii vor să audă ceea ce au citit, să le spună medicul sau terapeutul, psihologul, exact ceea ce ei au citit. Tu ceea ce spui este că atunci când mergem la psiholog, psihoterapeut, să mergem cu o minte deschisă. Da, foarte important. Lucrul acesta ne-ar bloca. Unde poate duce acest blocaj dacă noi ne bazăm pe ceea ce am citit, pe ceea ce am auzit, pe ceea ce ni se pare nouă că este exact ceea ce avem problemă? Eu nu vreau să stigmatizez nevoia noastră de control, de cunoaștere. Ce încerc să reliefez, evidențiez și ar ajuta extraordinar de mult într-o terapie de succes, cu o durată cât mai adaptată și cât mai rapidă, ar fi că noi încercând să ne căutăm propriile răspunsuri și ne încercând să le căutăm împreună cu terapeutul, riscăm să ne întărim atât de mult mecanismele de apărare, încât în momentul în care participăm în terapie, să ne reprezentăm lucrurile la un punct fix pe care ni l-am format noi singuri. Ceea ce este ok, este în regulă, dar cu limite. Cu alte cuvinte, psihoterapia se adresează individului și acel individ din fața noastră este unic. Iar acea psihoterapie este creată de asemenea natură încât să fie unică. Altfel am citit cu toții 10 cărți și am ști ce avem de făcut. Din acest motiv, psihoterapia este individuală. Practic, ni se adresează nouă personalității noastre, care este unică și va fi adaptată pentru nevoile noastre, care la rândul lor sunt unice. Da, pentru că dacă, așa cum ai spus tu, degeaba citesc cărți, că până la urmă urmei am o problemă unică. Și
Ziceai de mecanisme de apărare. Ce fel de mecanisme de apărare de obicei se nasc în cabinetul unui psihoterapeut? Cred că cel mai des întâlnit este negarea. Negarea. Da. Psihoterapia este un proces prin care, într-un cadru sigur, conținător, non-judicativ, încercăm să lărgim perspective, să arătăm lucrurile cum stau și din alt punct de vedere. De cele mai multe ori, mai devreme sau mai târziu, se ajunge și la niște adevăruri amare care trebuie acceptate și acele adevăruri amare sunt dureroase și câteodată nu suntem dispuși să le facem față sau nu suntem dispuși să le acceptăm. Atunci apare negarea. Uh-huh. În momentul în care apare negarea, pur și simplu ne-am dus în ora de psihoterapie, am aflat ceva, în momentul în care am ieșit, ni se pare că n-am auzit absolut nimic, am uitat instant. Dar inconștientul nostru lucrează. Și ușor, ușor, mai devreme sau mai târziu, prin această terapie, care ia pas cu pas, vom ajunge la anumite concluzii pe care noi ni le vom valida singuri. Uh-huh. Doar că avem nevoie de ceva timp până la a le accepta. În momentul în care le-am acceptat, drumul către vindecare este asigurat, sunt niște pași care ni propunem singuri și ulterior, cu ajutorul terapeutului, ne vom îndeplini scopul pentru care am venit în acea terapie. Ai pomenit de negare și de acceptare. Mi-aduc aminte de cei 5 pași ai doliului, cum îi spune Elizabeth Kubler-Ross. De la negare, după aceea mi se pare că vine furia, negocierea, depresia și apoi acceptarea. Da. Practic trecem prin aceste faze. Oarecum negarea este cea mai previzibilă reacție da. Umană în fața unui lucru greu de acceptat. Da. În afară de negare, e posibil ca atunci când mergem la psiholog, de fapt, să avem niște așteptări de la psiholog mai mult decât avem de la noi? Depinde ce proiectăm pe el, ea. Cu alte cuvinte, relația care se leagă, alianța terapeutică, cum se vorbesc în cărțile de specialitate, presupune o proiecție asupra terapeutului care poate fi și pozitivă și negativă. Terapeutul înlătură sau acele proiecții cad în timp prin prezentarea unui punct cât mai obiectiv și lipsit de implicația personalității terapeutului. Practic este un ecran alb care reflectă ceea ce îi se spune, ceea ce îi se aduce în terapie. Sunt multe părți de înțeles din acest transfer și contratransfer care se realizează în alianța terapeutică și de cele mai multe ori adevărurile foarte valoroase vin și dintr-un transfer negativ. Cu alte cuvinte, în momentul în care întâlnim o problemă, practic, ulterior ni se va aduce soluția de care aveam nevoie. Hai să nu-i pierdem pe cei care ne urmăresc. Ai pomenit 3 termeni de specialitate, transfer, contratransfer și transferul negativ. Hai să luăm până și să explicăm, pentru că ele fac parte din această relație terapeutică vindecătoare până la urmă. Te rog, hai să zici, începe cu transferul. O să vorbesc din punct de vedere al pacientului. Te rog. Din punct de vedere al pacientului, la un moment dat în terapie, ți se pare că psihoterapeutul cu care lucrezi este o persoană extrem de pozitivă, cu foarte multe calități, un adevărat magician și înțelept în ceea ce povestește și relatează și practic nu vezi și limitele din punct de vedere uman al terapeutului, inclusiv și ca profesionist și ca om. Asta este un transfer pozitiv, dar care ajută pe ceva timp, adică ajută în timp, dar ulterior adevărata vindecare, adică din punct de vedere
al percepției și a cum te vezi pe tine însuți ulterior, va trebui să realizezi că este o persoană cu calități și cu defecte. Deci, practic, pacientul transferă anumite aptitudini, anumite capacități psihoterapeutului. Îl idealizează. Îl idealizează, da? Îi transferă anumite lucruri care, de fapt, terapeutul nu le are. Idealizează. Sau îl poate urâ. Sau îl poate urâ. Da. Asta ce înseamnă că îi transferă? Știți cum se simte? Terapeutul ascultă un pacient. Da. Pacientul transmite și tonul afectiv. Practic asta presupune alianța aceea terapeutică și acel transfer contra transfer. Cu alte cuvinte, psihoterapeutul va trebui să tolereze intolerabilul din pacient. Practic intolerabilul pacientului va trebui să îl conțină și ulterior să-i transfere într-o atitudine de cele mai multe ori inconștientă, chiar și conștientă, dar la modul afectiv. Practic o rezolvare, cu alte cuvinte, să transforme acele stări, să le explice, să le găsească o rezolvare care să fie pozitivă. Uh-huh. Cred că asta ar defini cel mai bine transferul și cototransferul. Prelucrarea prin inconștientul psihoterapeutului și prin metoda terapeutică. Uh-huh. Ce se întâmplă atunci când suprapunem imaginea terapeutului cu o altă personalitate din cercul nostru, din istoria noastră? Cred că toți vom face chestia asta. Adică vom vedea o mamă bună, un tată bun în psihoterapeut sau o mamă rea, un tată rău sau un înțelept sau cineva care nu știe despre ce vorbește. Și această sarcină a psihoterapeutului este de a folosi toate elementele cu care vine pacientul în terapie. Nu este o greșeală faptul că avem un transfer pozitiv sau negativ. Practic, problema se arată în terapie pentru a fi rezolvată. Este un demers unic din punct de vedere al relațiilor pacient-vindecător, ca să zic așa. Este foarte important de înțeles că, indiferent de natura scopului pentru care s-a ajuns prima dată, procesul este atât de unic și este atât de individual încât niciodată nu se va ști exact unde se ajunge din punct de vedere al rezolvării. De obicei apare o problemă, după care apar altele. Ușor, ușor, structurarea, refacerea anumitor probleme, refacerea anumitor probleme în sensul de rezolvarea lor, se va arăta prin materialul care este adus în ședința de psihoterapie. Uh-huh. Deci sunt lucruri care apar în psihoterapie, care țin de relația terapeutică, care un psihoterapeut cu experiență abil le poate transforma în aturi spre vindecare. Da. Și cu toate acestea, mai există posibilitatea ca pacientul, clientul, să nu facă pașii necesari. Da. Da. De exemplu, să facă prea puțin. Cum este asta? Ce este asta? Orice pas, oricât de mic ar fi, este important că este făcut. Așa. Pacientul trebuie lăsat în ritmul lui și fiecare își rezolvă problemele în timpul de care are nevoie. Pe măsură ce se întâlnesc, practic nu se duce în concret ceea ce s-a discutat în terapie sau nu se rezolvă la un mod dorit, în mod sigur acolo au apărut alte chestii care trebuie rezolvate, alte probleme care trebuie identificate, rediscutate, refăcute și aduse într-un mod structurat la lumină pentru lărgirea perspectivei. Faptul că un pacient face într-o mică sau mai mare măsură este baza
pe care se construiește mai devreme sau mai târziu noțiunea de responsabilitate. Cu alte cuvinte, pacientul trebuie îndrumat cu grijă, fără a forța, pentru a înțelege că rezolvarea este în puterea lui și are o responsabilitate pe care vrea să-și asume sau nu pentru a-și rezolva problemele. Dar acesta este de obicei un drum destul de sinuos, cu multe recăderi, în care pacientul ar fi bine să înțeleagă că nu este nici aia mică problemă, că ceva s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat așa cum trebuia, și drumul este mai important de parcurs chiar și în pași mici pentru atingerea scopului. Ai amintit de recăderi și cred că e un punct important în discuția noastră. Da. Pentru că sunt clienți care merg la psihoterapie cu o problemă de dependență sau cu o problemă de obiceiuri care vrea să le îndrepte, comportamente și așa mai departe. Și oamenii recad în aceleași lucruri de care vreau să scape. Și foarte mulți dintre ei atunci trag concluzia că nu a funcționat psihoterapia. Este adevărat? Recăderea face parte din proces. Nu știu dacă la concluzia asta se ajunge că nu a funcționat psihoterapia sau a funcționat terapia, dar în mod cert, cred că inconștient, se mută locul sub control, adică cu alte cuvinte, mutăm responsabilitatea pe psihoterapeut. Ori lucrurile nu au cum să fie așa. Practic, noi suntem cei responsabili pentru ceea ce facem și ceea ce ni se întâmplă. Nu vorbesc de cazuri extreme, vorbesc de lucruri normale, cotidiene. Da. Rezolvarea la această problemă, din punctul meu de vedere, și pentru a reîncepe căutarea soluției sau pentru a ajunge la vindecare, este iertarea. Iertarea cui? Iertarea celui care a recăzut în propriei persoane, care a recăzut în comportamentul toxic pe care nu și-l mai dorește sau deci, pe care îl consideră toxic. Deci eu, pacientul, să mă iert pe mine. Da. Este foarte important. Și fără să încerc să învinuiesc pe altcineva, fără să dau vina pe familie, pe psihoterapeut, pe altcineva. E posibil. Așa cum ai spus tu, mi se pare interesant că o astfel de cădere face parte din procesul de vindecare până la urmă. Da, și poate să ne dea, să zicem așa, indicii despre ce anume părți din drumul spre vindecare nu au fost, să zic așa, parcurse corespunzător. Și mai este o problemă pe care aș vrea să o ridic. Este vorba despre așteptări, care de cele mai multe ori pot fi nerealiste. De exemplu, speram că vom schimba ceva după o zi pe alta, într-o săptămână pe alta. Trebuie să ne acordăm timp, practic să înțelegem că un proces presupune un anumit timp care este pentru fiecare diferit. Cu toții ne dorim rezultate instant, imediate, dacă se poate de la telefon, dar pe măsură ce înțelegem că este bine să avem răbdare cu noi și că o recădere nu este sfârșitul tratamentului și că se poate ajunge până la urmă la vindecare, în măsura aceea vom putea și să ne atingem scopurile fără să ne învinovățim pentru micile întâmplări în drumul nostru pentru a ne găsi vindecarea. Uneori întreabă pacienții, clienții, cât va dura terapia? Terapia va dura atât timp cât va dori pacientul să dureze. Și practic pacientul, clientul decide când se termină. E posibil să fie pentru toată viața, să zicem? Depinde. Filmele americane se pare că spun că da. Depinde cât de mult vrea cineva să se ducă în profunzime.
nu m-aș hazarda în a spune că poate să existe pentru toată viața, dar în mod cert poate să dureze un anumit timp destul de îndelungat pentru a fi pregătit să primești rezolvarea. Adică, cu alte cuvinte, calitatea vieții pe care o are cineva se îmbunătățește până în măsura în care problema cu care a venit inițial poate fi primit, rezolvat. Vreau să mă refer aici la probabil cele mai întâlnite afecțiuni. Depresie, anxietate. Când cineva caută un psihoterapeut, la ce perioadă să se gândească cel mult, cel puțin, ca și perioadă în care să vadă îmbunătățiri sau să termine o terapie pentru rezolvarea depresiei, pentru rezolvarea anxietății? Aproximativ. Dacă este pluridisciplinar și practic este făcută împreună cu psihiatru, problema se poate rezolva în câteva ședințe. Dacă este o chestie care poate să fie o formă severă, da? Depresia poate să fie de mai multe naturi, poate să fie și o chestie care efectiv se rezolvă în 2-3 ședințe, poate să fie și o chestie care se rezolvă în multe ședințe. Ideea este că practic un număr concret realist nu cred că se poate indica de către cineva. Ca universal valabil pentru toată. Da, da, da. Trebuie să fie adaptat pentru nevoile fiecăruia. Până la urmei am pus întrebarea asta pentru că clienții de la început întreabă lucrul acesta, da? Dar uneori se poate ajusta pe parcurs această durată. Depinde de scopul cu care a venit pacientul, dacă este îndeplinit sau nu, dacă dorește o chestie mai de adâncă durată, adică cu alte cuvinte, spre exemplu, în psihologia de adâncime, cum este numită cea freudiană și cea jungiană, practic, dacă ar face un test de personalitate, le-ar ieși un anumit indicator că ar fi într-un anumit fel, da? Myers-Briggs. Într-o terapie de lungă durată există posibilitatea să apară și acel tip falsificat, adică cu alte cuvinte, în urma influențelor din copilăria mică și ulterior experiențelor pe care le-am trăit în viața noastră, putem să avem un tip de personalitate care nu este al nostru. A fost influențat de mediul în care am trăit. În terapia de lungă durată, refacerea, spre exemplu, a acelui test care confirmă înclinațiile noastre naturale și cum suntem noi cu adevărat, se poate schimba. Adică pătrunde într-o atât de mare profunzime încât efectiv scoate la suprafață ceea ce ar fi trebuit noi să fim dacă nu ar fi fost intervenția mediului sau întâmplărilor din viața noastră. Ceea ce este incredibil. Și validat științific. Absolut. Mai avem puțin timp la dispoziție și vreau să pun o întrebare care are legătură cu, până urma urmei, cu tot ce am discutat până acum. Dacă am pus problema din perspectiva ce pot să facă clienții, pacienții, într-un mod care să încurce demersurile lor, hai să vedem care ar fi câteva idei care ar putea să-i ajute ca și concluzia acestei discuții. Să încearcă să trăiască procesul. Dacă au luat decizia de a rezolva o problemă și se prezintă într-o psihoterapie, să își dea voie lor înși să trăiască ceea ce se întâmplă în terapie. Noi suntem o specie care suntem legați și printr-un inconștient personal și printr-un inconștient colectiv. Depinde foarte mult mediul în care trăim, depinde foarte mult de oamenii cu care ne înconjurăm, de evenimentele de viață care au fost
este o pleiadă de fel și fel de elemente care trebuie luate în considerare. În momentul în care o psihoterapie are eficacitatea cea mai dorită, este în momentul în care pur și simplu avem încredere că acea relație cu omul din fața noastră care este instruit pentru a ne ajuta ne va aduce vindecarea. Este crucial modul în care privim procesul. E ca un fel de efect placebo aici? Practic, psihicul nostru, în momentul în care este convins că va găsi vindecare, se așează în poziția de a rezolva singur problemele pentru care vine în terapie. Terapeutul este necesar pentru că vindecarea practic apare în relație. Uh-huh. Și ai spus de a trăi procesul, asta tradus în mai multe cuvinte, nu prea multe, că ne-a rămas un singur minut. Ce înseamnă să trăiești terapia, psihoterapia, procesul? Să te lasă să simți și tonul afectiv care se dezvoltă și acel practic se face un transfer inconștient. Să lași garda jos? Da, să fii deschis la ce se spune. Să fii deschis la ce se spune. Și să fii deschis și la tine însuți, la ceea ce simți din interior până la urma urmei. Exact. Exact. De multe ori inconștient ne apărăm. Da. Și încercăm să găsim fel și fel de mici stratageme pentru a nu fi cu adevărat prezenți. Dar în timp un psihoterapeut cu experiență va face în așa fel încât să... Da. Practic, de multe ori oamenii nu pun degetul pe rană, nici punctul pe ei. Încearcă prin eufemisme, prin aluzii să abordeze problema. Practic, cu cât tranșăm mai clar problema și o expunem pe masă, cu atât, să zicem așa, vindecare vine mai repede. Oamenii nu sunt în stare, nu reușesc să înțeleagă cât de mult pot să facă. Adică cât de mult sunt în stare să reușească. Terapeutii, practic, potențează ceea ce este deja în acel om din fața lor. Da. Mulțumesc mult, Bogdan, și mă bucur că ceea ce am discutat noi aici are practic ecou în nevoile oamenilor de zi cu zi. Îmi doresc mult ca această discuție să ajute pe mulți. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți cu folos, cu inima deschisă și cu o minte deschisă către voi înși vă și către relații semnificative din viața voastră, inclusiv cu terapeutul. La revedere!